Dragostea lui Dumnezeu Tatăl, Harul Domnului Iisus Hristos și pacea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Amin. Doresc din nou pe această cale, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, a lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, Iahve Elohim, în veci fie lăudat El, să transmit un nou mesaj despre ereziile pe care diavolul le-a introdus în bisericile zilelor noastre, indiferent de confesiune. Și acest mesaj l-am intitulat Ipoteza creației, reconstrucției pământului este erezie. Am să încep întâi prin a expune ce susține această ipoteză teologică, creație, reconstrucția pământului, iar pe urmă am să explic de ce este o ipoteză teologică eretică. În comentariul biblic al lui William MacDonald, care este tradus și în limba română, scrie despre această ipoteză următoarele. Una dintre cele câteva interpretări conservatoare ale relatării Genesei despre creație, ipoteza creație, reconstrucția pământului, spune că în versetele 1 și 2 s-a petrecut o mare catastrofă, poate căderea lui Satan. Vezi Ezechiel, capitolul 28, versetele 11 la 19. Să citim de acolo, din Ezechiel, capitolul 28, versetele 11 la 19. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra tirului și spune-i. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseței tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ. Te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Aceasta a făcut ca tot ceea ce Dumnezeu crease la origine perfect să devină pustiu și gol. Susțin acești, așa zis și ei mari teologi, care susțin ipoteza creație-reconstrucția pământului, despre care am menționat că este de fapt o erezie. Tohu wabohu înseamnă pustiu și gol. De vreme ce Dumnezeu nu crease pământul pustiu și gol, vezi Isaia 45, capitolul 45, versetul 18, să citim de acolo. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Numai un cataclism puternic ar fi putut explica condițiile haotice din versetul 2 din capitolul 1 din Genesa. Adepții acestui punct de vedere scot în evidență că, de fapt, tradus prin era,
Haietha putea fi tradus și prin devenise. Deci, spun ei, pământul devenise pustiu și gol. De menționat că această ipoteză, creație, reconstrucție a pământului, este eretică. Acum am să explic de ce această ipoteză, creație, reconstrucție a pământului, teorie sau doctrină, este eretică. Prima dată doresc să vă spun că Dumnezeu nu minte și că versetele din Scriptură trebuie explicate cu versetele din Scriptură și că nu se poate face o ipoteză dintr-o doctrină, să spunem ce credem noi sau ce ni se pare nouă că ar fi, folosind în această ipoteză chiar și cuvinte care nu apar în Scriptură, cum ar fi refacerea sau reconstrucția pământului. Să începem de la denumirea cărții Genesa, ce înseamnă acest cuvânt. Biblia, traducerea Dumitru Cornilescu, explică semnificația cuvântului Genesa prin cuvântul facerea, sau mai putea folosi un alt sinonim, crearea. Acum să ne uităm la primul verset din cartea Genesa, traducerea Dumitru Cornilescu, Genesa 1:1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și în traducerea Vulgata, Genesa 1:1, in principio creavi Deus caleum et terram. Eu acest prim verset din toată Scriptura îl consider suma creației lui Dumnezeu. Vedem că aici, în traducerea latin Vulgate, că este folosit cuvântul creavit pentru cuvântul făcut. Prin urmare, cuvântul folosit în original este creat. Ni se spune în acest prim verset din Genesa că Dumnezeu la început a creat cerurile și pământul. Vedem aici că a existat un început pentru creația lui Dumnezeu. Iar acest început nu este atemporal, altfel nu ar mai fi folosit cuvântul început. Acum întrebarea mea este, care a început? Să citim Genesa, capitolul 2 cu versetul 5. Iar în alte din traduceri vom citi în Genesa, capitolul 2, versetul 4, pentru a vedea care a început. Traducerea Dumitru Cornilescu, Genesa 2 cu 5. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp, nici o iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. De asemenea, să citim versetul din Genesa 2 cu 4 și în alte traduceri, precum latin Vulgata, la Nuova Diodati, King James Version, Biblia Ortodoxă Română, deoarece prima parte a versetului din Genesa 2 cu 5, traducerea Dumitru Cornilescu, apare în celelalte traduceri în Genesa 2 cu 4, a doua parte a versetului. Traducerea Vulgata, Genesa 2 cu 4. Istae generationes caeli et terae, quando create sunt, indie co fecit Dominus Deus caleum et terram. La Nova Diodati. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. King James Version. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Traducerea ortodoxă. Iată obârșia cerului și a pământului de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul și pământul. În toate aceste versete apare sintagma în ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri. Acum noi știm că acest cuvânt zi, noi îl folosim pentru a arăta un timp anume. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu a creat totul în 6 zile, iar a 7-a zi s-a odihnit. Dacă susținem că pământul și cerurile nu au fost create și ele în acest interval de 6 zile, este ca și cum am spune că a mai fost o altă zi, a 7-a, în care Dumnezeu a creat cerurile și pământul.
pentru că acest verset din Geneza 2:5 ne arată în mod clar și vădit că a existat o singură zi în care au fost create cerurile și pământul. În Geneza, capitolul 2, versetul 3, citim că Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea zi de toată lucrarea Lui. Ori dacă susținem că Dumnezeu a creat cerurile și pământul mai înainte, într-o altă zi, cu mult timp înainte, iar după aceea Dumnezeu a reconstruit pământul și creat în jurul Lui cerul cu stelele, luna și soarele, este ca și cum l-am face mincinos pe Dumnezeu. Deoarece este arătat iar în acest verset că Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea Lui. Să citim din cartea Geneza, capitolul 2, versetele 2 și 3. Traducerea vulgar. Geneza, capitolul 2, versetele 2 și 3. Complevitque Deus die septimo opus sum quod fecerat et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat. Et benedixit diei septimo et sanctificavit illum quia in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret. Traducerea Dumitru Cornilescu. În ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Vreau să vă mai aduc un argument de ce nu stă în picioare această erezie a teoriei creație-reconstrucție a Pământului. Dacă este așa că a avut loc un mare cataclism în urmă, poate, a căderii lui Satan, atunci cum de Dumnezeu a creat doar cerurile și Pământul și nu a mai creat și lumina pentru a despărți întunericul de lumină și pentru a numi lumina zi și întunericul noapte? Vezi Geneza, capitolul 1, versetele 2-5. Și cum de nu a creat soarele, luna și stelele când a creat cerurile și pământul pentru a exista viață pe pământ și pământul să nu fie pustiu și gol? Iar dacă Dumnezeu le-a creat, atunci înseamnă că și ele au fost distruse și Dumnezeu le-a reconstruit din nou, ceea ce este total fals. Cum că Dumnezeu a reconstruit totul din nou? Ni se spune în versetul din Geneza, capitolul 2, cu versetul 5, că a existat o zi în care Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Iar pentru a exista o zi, citim în versetul din Geneza 2:3, că era nevoie de crearea luminii pentru a exista zi și noapte, prin urmare o zi, sau prima zi a timpului. Iată că și de aici rezultă că întreaga teorie creație-reconstrucție a pământului este erezie. Un alt argument împotriva ereziei teoriei creație-reconstrucție a pământului îl avem din Geneza, capitolul 2, cu versetul 1. Ni se spune că astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Să citim, dar, din Geneza, capitolul 2, versetul 1. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Dacă astfel au fost sfârșite crearea cerurilor și a pământului, iar susținătorii teoriei creație-reconstrucție a pământului spun că pământul și cerurile sunt create cu mult mai înainte, înseamnă că Dumnezeu a făcut o pauză așteptând foarte mult pentru a-și continua lucrarea pentru a o sfârși. Și dacă de asemenea pentru tot ce a creat El a fost nevoie de o zi temporală și de alte 6 zile temporale, și că de asemenea pentru tot ce a creat El a fost nevoie de o zi temporală și de alte 6 zile temporale. Un alt argument împotriva ereziei teoriei creație-reconstrucție a Pământului îl avem din cartea 2 Petru, capitolul 3, versetele 5 la 13.
Să citim dar din 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 5 la versetul 13. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Aici ni se arată momentul când a fost creat cerurile și pământul, fiind scoase din apă. Versetul 6. Și că lumea de atunci a perit tot prin ele, înecată în apă. Adică aici face referire la potopul din vremea lui Noe, când lumea de atunci a fost înecată prin apă. Iar cerurile și pământul de acum, adică cerurile și pământul care au rămas să existe mai departe după potop, de acum, din zilele noastre, sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Adică pentru vremurile necazului cel mare din Apocalipsa, când va veni Iisus Hristos a doua oară, și după domnia lui de 1000 de ani, pământul și cerurile vor fi distruse complet. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. În 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 5, se poate vedea că apostolul Petru ne spune că cerurile și pământul au fost create, pământul fiind scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă, de unde rezultă că a fost creat prin cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul, cerurile, de unde rezultă că a fost creat prin cuvântul lui Dumnezeu cerurile și pământul fiind scos din apă. Pământul fiind creat și nu reconstruit. Vezi Geneza capitolul 1, versetele 6 la 10. Prin urmare, pământul la crearea lui era pustiu și gol. Pământul la crearea lui era pustiu și gol. Dar să vedem de ce spune în Geneza capitolul 1 cu versetul 2 că pământul era pustiu și gol. Spune asta pentru a arăta că nu era încă viață pe pământ, pentru că pământul era acoperit de apă. El, când a fost creat, fiind de fapt scos din apă. Și viața care apare pe pământ, abia din Geneza, capitolul 1, de la versetele 10 la 13, după scoaterea pământului din apă. În acest pasaj, din 2 Petru, capitolul 3, versetele 5 la 13, vedem că pământul nu a fost niciodată reconstruit, ci numai creat, și că atunci când vor fi cataclisme pe pământ, în perioada necazului cel mare, pământul și cerurile vor fi distruse și nu reconstruite, iar Dumnezeu va crea ceruri noi și un pământ nou. Vezi Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 1. Un alt argument împotriva ereziei, teoriei, creație, reconstrucție a pământului, îl avem în Isaia, capitolul 45, cu versetul 18. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu,
care a întocmit pământul. L-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Asta a fost traducerea Dumitru Cornelescu, traducerea ortodoxă. Căci așa zice Domnul care a făcut cerurile. Dumnezeu care a întocmit pământul l-a făcut și l-a întărit și nu în deșert l-a făcut, ci ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Traducerea King James Version. For thus saith the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it. He had established it, he created it not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. La nova Diodati, traducerea. Poiché così dice l'Eterno, che ha creato i cieli, egli il Dio che ha formato la terra e l'ha fatta. Egli il ha stabilita, non l'ha creat in forme, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono l'Eterno e non qualcuno altro. Traducerea Vulgata. Quia haec dicit Dominus creans, caelos ipse Deus formans terram et faciens eam ipse, plastes eius non in vanum. Creavit eam ut habitetur, formavit eam ego Dominus et non est alius. Vreau să precizez că acest verset este baza ipotezei creație, reconstrucția a pământului, pe care o susțin acei așa ziși mari teologi și care ipoteză de fapt este eretică. În aceste traduceri biblice, adică Dumitru Cornilescu, ortodoxă română, King James Version, la Nova Diodati și Latin Vulgate, apar următoarele cuvinte în acest verset pentru a exprima pentru ce a creat Dumnezeu pământul. Sau cu ce scop a creat Dumnezeu pământul. Pentru a exprima cu ce scop a creat Dumnezeu pământul. Iar aceste cuvinte sunt următoarele. Traducerea Cornilescu, pustiu. Traducerea ortodoxă, cuvântul deșert, care poate însemna și în zadar, de unde și porunca, să nu iei numele Domnului în deșert, adică în van sau în zadar. Traducerea King James Version în engleză, cuvântul folosit este vain, care înseamnă în zadar. În italiană, cuvântul folosit, în traducerea la Nova Diodati, este informe, care înseamnă fără formă. Și ultimul cuvânt în traducerea Latin Vulgate, în latină, care este folosit în acest verset, este vanum, care înseamnă în zadar. Deci ce putem vedea aici? Că pământul nu a fost după creare pustiu sau gol, ci că atunci când a fost creat, Dumnezeu nu l-a creat în van, nu l-a creat în zadar, lăsându-l așa gol sau fără viață, ci că Dumnezeu a creat viață pe el. Iar ultimul argument împotriva ereziei, teoriei creație-reconstrucția pământului, îl avem din Cartea Exod, capitolul 31, versetul 17, în care citim foarte clar, fără niciun loc de interpretare, că Dumnezeu a creat cerurile și pământul, ne lăsând niciun loc de interpretare cum că ar fi reconstruit cerurile și pământul și tot ce este pe ele. Și în ele, în 6 zile, iar a 7-a zi s-a odihnit. Dumnezeu a creat în 6 zile cerurile, pământul și tot ce este pe ele și în ele. Este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu minte.
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut și nu pus la îndoială, dându-i o altă interpretare, cum fac acești ziși mari teologi, de unde și zicala creștină, cum că teologia te ologește. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut așa cum este scris. Iar dacă ne este spus în cuvântul din Scriptură că Dumnezeu a creat cerurile și pământul în 6 zile, noi trebuie să credem asta, orice ar spune împotrivă și diferit altcineva. Cu privire la pământ, nu apare în Biblie nici unde sintagma următoare: pământul a fost reconstruit sau restaurat. Încă o dată spun, noi trebuie să credem doar și numai cuvântul scris al lui Dumnezeu și nici de cum o teorie a unor oameni sau o doctrină falsă, ori o supoziție de dragul a ceea ce sună ca o istorisire frumoasă, desprinsă dintr-un vas sau o poveste. Noi nu credem povești și basme, ci credem adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Toată slava, lauda și gloria să fie a lui Dumnezeu. Acum să citim acest verset din Exodul, capitolul 31, versetul 17. Căci este cuvântul lui Dumnezeu și nu o teorie sau o ipoteză și nici o doctrină falsă. Traducerea Dumitru Cornilescu. Aceasta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Traducerea Vulgata. Inter me et filios Israel signum quae perpetuum sex enim diebus fecit, Dominus caelum et terram est in septimo ab opere cesavit. Prin urmare, Dumnezeu a creat în prima zi a creației, din cele 6 zile, cerurile și pământul, și tot în prima zi, după aceea, a creat lumina. Cerurile, pământul și lumina au fost create în prima zi din cele 6 a creației lumii de către Dumnezeu. Glorie, slavă și cinste lui Dumnezeu Tatăl, lui Dumnezeu Fiul, lui Dumnezeu Duhul Sfânt, singurul Dumnezeu viu și adevărat. Amin. Teoria creației, reconstrucția pământului este erezie.